Bun. Acum un nou subiect. Un pic mai pământean. Este vorba despre viața locală ploieșteană. Adică ceva de genul în felul următor. Când era de mult senator și apoi primar Iulian Bădescu, a început să conducă Ploiești. Și a început cu fetișoare de București. Eu sunt primar și am primit un merțan GLK și m-am dus la piață, la halele centrale. Bun, nimic interesant. Și m-am așezat pe trecerea de pietoni, că sunt primar. Am prioritate și conduc o instituție guvernamentală. Până când, în ziua când l-au luat pe sus și l-au băgat în zdup. Trecem acum la alt personaj. Andy Enache, care vrea să dirigeze Ploiești. În momentul de față conduce o instituție guvernamentală, Filarmonica Paul Constantin, sau hai să spunem, nu că conduce, ci este o persoană din Filarmonica Paul Constantinescu. Dar se vede un dirijor bun în Ploiești, cum spunea președintele Consiliului Județean, pe script citești, pe script vorbești, și a ajuns să vină din București, ca și celălalt, ca și precedentul său, în Ploiești. Și a început să numi eu al meu merțan, al, și să-l pun pe o trecere de pietoni și să caut o salvare și să strigăm că nu ne mai facem bine niciodată, Doamne. Niciodată. Bun. Trecem un pic mai departe. Începe patrulările prin Ploiești, ca orice ploieștean. Și astăzi vă prezentăm giratoriul eroilor, giratorul Caraiman, Bulevardul Independenței din orașul nostru. Orașul nostru? Care orașul nostru? Orașul nostru București, Ploiești, transformat în București. Nu știu dacă mă înțelegi. După care începe festivalul de jazz cu caravane alegorice de jazz cu chitară, saxofon și toate cele. Tras de camion prin toate cele. Dar nu înainte să ne urcăm pe a noastră primărie sus de tot. Iar acum, de aprinderea de județului, începem luminii lor de Crăciun, începem cu urcarea pe prefectură, sus de tot. Bun, și începem și cu festivalul de jazz, în care citește cu mască și cu microfon, da, în ceea ce se cheamă, hai să-i spunem, ceea ce se cheamă, hai să vedem, am uitat fraza, interesant. Începe festivalul de jazz, citește pe script, la percuție Andrei Salam. După care, mai încolo, la contrabas și saxofon, Mercedes Popescu. Mai stăm un pic. Voce, mandarina, Mercedesa Ionela.
Mai stăm un pic. Ce mai stăm? La percuție. Ceva de genul în felul următor. Domnul Popa Cosma. Bun, terminăm și cu prezentarea și începem. Și acum să-i ascultăm pe artiștii noștri de pe scena noastră. Și începe. Vă place cum cântă? Da, începe și ea. Ia, auzi, auzi, a venit și țiganul și românul dansează pe aceeași melodie. E, man, dar dalea țigănești, nu știi? Ia uite, ia uite, ia uite, ia uite, ia uite, hopșa, hopșa! Și uite așa ajunge să conducă, vrea nu vrea, ceva. Punct. Cu seara plăcută.